Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Dați-mi voie să îl provoc la dialog și să-i spun bun venit în studioul nostru de aici, din Iași, domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader. De data aceasta sunt onorat că aș putea sta de vorbă și provoc la dialog pe omul Tudorel Toader, pe profesorul, pe omul care are suficient de multe lucruri de făcut, despre care o să vorbim astăzi. Ce mai faceți? Sunteți acum în examene? Da, bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, ca de fiecare dată mulțumesc pentru invitație la emisiune și tot ca de fiecare dată, cu mare plăcere, chiar dacă e un plus de căldură. Da, e chiar multă, dar mă rog, era o zicală și la vară caldă, acum nu mai știu. Da. E perioada aceasta de examene, de doctorate, suntem deja acuși înscrierile la școală, aveți încărcătură, să spunem, pentru partea didactică. În mediul universitar, ca și în preuniversitar de altfel, evenimentele se succed continuu, absolut într-un ritm destul de bine pus la punct și, dacă vreți, ceea ce știm cu toții de altfel, s-a terminat sesiunea de examene, după aceea licența, dizertațiile, acum urmează înscrierile tinerilor absolvenți de liceu la studiile de licență, înscrierea absolvenților de licență la studii de master și înscrierea celor care au făcut studii de master la școlile doctorale. Adică ele merg din treaptă în treaptă. De aceea noi la CUZA și avem toate treptele acelea de la grădiniță până la școala doctorală. Da, deci este o activitate intensă, frumoasă. Cei care termină cursul, licența și au cursurile festive, banchetele, se bucură, sunt zile de sărbătoare, de bucurie împreună cu părinții, cu familia lărgită, fac un mic repaus și se orientează spre treapta următoare. Dincolo de partea didactică, am încercat de câteva ori să vă contactăm, pentru că noi avem o emisiune, Legea pe înțelesul tuturor, pe care am realizat-o mai bine de un an și jumătate chiar, și am constatat că sunteți tot pe drumuri. E vorba de aceste, de altfel am și întâlnit la București, Asociația Juriștilor, Penaliștilor, unde sunteți vicepreședinte. Da, vedeți dumneavoastră, e comod să stai acasă. Răcoare, mai citești, îți faci obligațiile profesionale și atât. Dar nu poți rămâne izolat față de marea familie juridică, nu poți rămâne izolată de societate. Prin urmare, tot timpul avem ceva de făcut, cel puțin eu sunt învățat ca în permanență să am de rezolvat anumite obiective profesionale, sociale. Sigur, ne-am întâlnit la București, la Uniunea Juriștilor. Cred că faceți referire la faptul că tocmai am venit de la Paris, de la Congresul Asociației Internaționale de Drept Penal. Da? Care ține de Europa sau de toți? Nu, este o structură asociativă până la urmă, o asociație profesională care reunește multe sute de penaliști, peste 600 de penaliști din lumea întreagă. Și dacă timpul permite, voi dezvolta un pic. Există un congres care se desfășoară odată la 5 ani și în care... De alegeri.
Nu neapărat alegerile. Sau de analiză. Sau... Că știu că sunteți președintele acestei asociații. Nu, sunt în structură, în comitetul director și vicepreședinte la Asociația din România. Am înțeles. Dar dacă e să vă spun, sigur, domeniul juridic, orice domeniu, este foarte important. Și medicina, și ingineria, și agricultura, și presa, sănătate. Și noi avem congrese. Și presa și toate, da. Unii ziariștilor. Deci toate sunt foarte importante și în ecuația aceasta a echilibrului social, fiecare profesie, fiecare domeniu are un rol important și pe care trebuie să-l îndeplinească în bune condiții. Penaliștii, dacă vreți să discutăm un pic așa, vă rog. Domeniul dreptului care este foarte generos și care s-a specializat pe subdomenii, cuprinde multe ramuri, cum se spune, ale dreptului, că e civil, comercial, familiei, muncii, etc., dar și dreptul penal. Dreptul penal este domeniul, ramura juridică cea mai severă, pentru că aici găsim ceea ce se numește sancțiune penală, adică pedepsele. Vedeți dumneavoastră, dacă într-un litigiu privind un teren agricol sau nu, sigur, viața merge mai departe, nestingherită și judecătorul va restabili echilibru. Dar în penal, dacă cineva e acuzat de o infracțiune, la sfârșitul normei acolo scrie și se pedepsește cu închisoare de la până la, încât este foarte sever acest domeniu și ramura care stârnește multă, multă atenție. Dacă e să fac o paranteză, un editor de la București, de carte juridică, spunea așa, zice, domnul rector, v-am auzit spunând că în România sunt 5 milioane de procese, aproximativ, din care 10% penale, restul din celelalte, 90%. Civile, comerciale. Zice, mă tot întreb care e explicația faptului că eu și ceilalți colegi editori de carte juridică vindem mai multe coduri penale decât civile, logic ar fi invers. Zice, care e explicația? Așteptam să vă întâlnesc. Stăne explicația, după părerea mea, este aceea că la tot românul e frică de codul penal, nu de la civil. Să nu intre în conflict cu norma. Revenind, în 1889, da, la Viena, s-a creat o Uniune Internațională de Penal, care a reunit penaliști din Europa în principal, care s-a dezvoltat, s-a organizat cu activități profesionale. Până în 1924, când acea Uniune Internațională s-a restructurat, cum să zice, s-a reorganizat și a devenit Asociație Internațională de Drept Penal cu sediu la Paris. 1924. Eram între perioada interbelică. Lumea căuta, lumea juridică în general, și de penal și de drept internațional, căutau soluții, teze, măsuri ca să nu se mai repete flagelul acela atât de nimicitor pentru omenire. Și s-a reorganizat această asociație la Paris și a devenit Asociația Internațională de Drept Penal. Vreau să spun că asociația asta reunește asociații naționale din majoritatea statelor lumii. Deci în fiecare țară și la noi este o asociație de drept penal care reunește penaliștii.
Și da. Atunci noi la nivel național... Domnul Dubac cred că e președinte, nu? Da, noi la nivel național ne întâlnim în cadrul acestor structuri și odată la 5 ani toată lumea se reunește acolo unde se stabilește a se desfășura congresul și se mai stabilește și o temă. O temă care se va discuta la acel congres. Tema a fost și acum, nu? La fiecare congres. S-a discutat acum despre rolul noilor tehnologii în zona penală cu accent pe inteligența artificială. Cu răspunderea penală pentru cei care folosesc produsele creației inteligenței artificiale, dar și pentru cei care o produc. Și se pune întrebarea cine va fi răspunzător sau cine să fie răspunzător. Preț de 4 zile, din diferite perspective, s-a dezbătut această temă, s-au făcut rapoarte naționale. Acum, ce aș spune eu că este foarte important, faptul că în această asociație internațională de drept penal, România este foarte bine reprezentată, chiar în conducere. Cărui fapt se datorează? Că fiecare e valoros în felul lui, în țara lui, în reglementările naționale. La Facultatea de Drept din Iași a funcționat un profesor, Vespasian Pela. Vespasian Pela, care e mai cunoscut în străinătate decât în țară. E român. E român. Mai cunoscut în străinătate decât în țară, care a fost profesor la noi la Facultatea de Drept, asociat între 1921-1922. Deci 3 ani de zile l-au ținut asociat, cum și acum se întâmplă, ca să vezi dacă un tânăr are vocație pentru catedră, pentru activități didactice, dacă are vocație pentru cercetare științifică. După care, sigur, el era un om foarte valoros, l-au titularizat și a predat penalul special între 1924-1935. Deci, a predat penalul special în perioada aceea. Fac o paranteză. În 2009 eram la Istanbul, la congresul similar al AIDP-ului, Asociația Internaționale de Drept Penal, și cineva mă prezenta președintelui AIDP-ului de acolo, Șerif Basione, regretat, valoros profesor, bun, și mă prezenta că mă numesc, sunt decan, eram la vremea respectivă, al Facultății de Drept de la Universitatea Cuza din Iași. Vreau să spun că prima parte a prezentării, că nume, prenume, decan, nu spunea nimica. Când a zis la Facultatea de Drept din Iași de la Cuza, parcă eram foarte vechi cunoștințe, vechi prieteni. De ce? Și-a adus aminte de... Sigur, orice penalist când zice Iași, zice Vespasian Pela. Foarte interesant. Și acum ce înseamnă la, valoarea? Sigur. Și acum la Paris, profesori, cercetători, rectori, academicieni din mari universități ale lumii, când spuneam că-s de la Iași, zicea Vespasian Pela. Și atunci revin importanța lui Vespasian Pela, școlii juridice de la Iași, în această construcție a IDP-ului, a fost
foarte importantă. De ce? Pentru că Vespasian Pela, sigur, a fost președintele acestei asociații internaționale de drept penal din 1938 până în 1952. Dar el a mai fost și reprezentantul României la Societatea Națiunilor. El a scris în principal statutul Curții Penale Internaționale de la Haga. El a scris statutul acestei asociații, adică el a pus bazele dreptului penal internațional, ceea ce înseamnă că este fondator de ramură de drept internațional, sigur în domeniul penalului, pentru că aici s-a manifestat. Acum revenim, dacă asociațiile acestea naționale, da, desfășoară activitate periodică, conferințe, și noi avem o revistă, manifestări științifice. Am fost chiar la o gală, domnul Duvache a oferit din partea asociației diplome, inclusiv studenților, doctoranți. Mi s-a părut foarte interesant întâlnirea. E drept încărcat așa de, și de emoție, că am văzut și eu penaliști emoționați. Ce da, era aula de la Academia aula, de da, Studii se. Economice, era plină cu cei mai reprezentativi penaliști, că din teorie, de la catedră, cercetători sau practicieni, și ați văzut prea bine ce era acolo. Tot cazul, anual asociațiile desfășoară aceste activități. După aceea, între congrese, tot anual se desfășoară câte o conferință internațională care are un raport. Da. Și conferința aceea are și invitați. Sigur că da, străinătate, din toate țările. Și fiecare raportor se numește, prezintă punctul de vedere, sigur și personal, dar rezultat din legislația națională. S-adună acolo puncte de vedere pe tema respectivă din toată lumea și se face raportul general, se prezintă. Anul următor, al doilea raport, al treilea raport, al patrulea raport. Toate cele patru rapoarte se reunesc în raportul general de sinteză care se prezintă la Congresul Asociației Internaționale. Cum a, dumneavoastră a zis că la IDP, la Congres, au loc alegerile. Sigur că au loc și alegeri, că trebuie să... Bun, dar cel mai important lucru este, constă în prezentarea acestor rapoarte, în publicarea acestor rapoarte. Într-un volum comun, probabil. Acu-i la modă și pe internet și e mai accesibil, mai facil. Problema este că asociația aceasta, IDP-ul, stabilește oarecum direcțiile de evoluție pe care urmează să le aibă dreptul penal. Că vedeți dumneavoastră, toți suntem oameni. Toți zicem noi că ne naștem de la mama natură în mod egal. Egalitatea aceasta are niște nuanțe. Egalitatea este, sigur, asigurată, garantată, dar este garantată în cadrul aceleași familii ocupaționale. Dar bun, toți suntem egali și avem aspiranțe, avem dorințe de a ne proteja drepturile, libertățile. Cine le protejează? Legiuitorul. Prin Constituție, lege fundamentală, prin codul penal, prin legile penale. Sigur că societatea se schimbă, noi ne schimbăm. Aspirațiile, dorințele noastre sunt din ce în ce mai, în mod firesc, mai mari. Și atunci legea penală și ea trebuie să se schimbe și să dea
protecția acestor aspirații, acestor dorințe firești până la urmă. Ei, în cadrul acestor congrese, acestor conferințe, se discută direcția de evoluție a dreptului penal, modalitatea de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale fiecărei persoane. Am ținut la Iași și ați fost prezent și ați filmat și v-am mulțumit atunci, o fac și astăzi, o conferință regională a IDP-ului, a asociației. În pregătirea acelei conferințe, eu am vorbit cu colegii penaliști din Republica Moldova, pe care îi cunosc, avem relații de foarte bună colaborare profesională, instituțională, chiar suntem prieteni cu mulți dintre ei. Și le-am sugerat să se unească și ei într-o asociație la nivel de național, Republica Moldova, de Republica Moldova, și să asocieze la AIDP, ceea ce au și făcut. Era și președintele asociației la Iași și atunci i-a primit ca membri în asociația aceasta mare și sigur ei sunt bucuroși să participe, mai ales vă dați seama acum că au intrat pe calea aderării Uniunii, la Uniunea Europeană. Da. Eram de dată foarte recentă la Chișinău la o susținere a unei teze de abilitare ca profesorul să dobândească dreptul de a îndruma doctorat. Și spuneam că era un capitol acolo de drept comparat, dar comparatul ăsta avea multe accente pe est, avea răzlețe, referiri din toată lumea și le-am spus părerea mea, comparatul de acum trebuie să se refere la standardul european, pentru că armonizarea acolo trebuie să se facă cu marea familie europeană în domeniul juridic în general, în domeniul penalului, ca să spun așa, în special. A fost o reușită faptul că a fost confirmat în Consiliul Director la nivel internațional, pentru că nu contează foarte mult dacă vorbim de participare, de câte țări. Sigur, este o să formă. Aibă România acolo reprezentant. Da, este o formă de recunoaștere. Sunt la al doilea mandat a școlii, sigur și o chestiune personală. Sunt la al doilea mandat și care durează 5 ani între congrese și avem o bună relaționare și la revistă și la conferințe și la proiecte. Vă dați seama, este o foarte bună ocazie prin care oamenii nu neapărat cu funcțiile se întâlnesc și discută proiecte de cercetare, de dezvoltare, se socializează până la urmă și în felul ăsta are loc ceea ce se numește procesul de internaționalizare a dreptului, care este absolut necesară această evoluție. E posibil să se întâmple o asemenea conferință, congres și în România? Că văd că e de fiecare dată în altă țară când se întâmplă. Da, posibil este. Posibil este. Va decide adunarea generală. Depinde, ia în considerare logistica pe care o ai pentru a organiza, vă dați seama, manifestare științifică pentru 5-600 de membri. Adică nu e... Cu traduceri, cu... Acum am fost la Sorbona, era în 4 universități, s-au desfășurat aceste lucrări, a fost o reușită. Noi avem capacitatea, sigur că avem și dorința de a organiza așa ceva, am și avansat această perspectivă, nu s-a spus da sau nu, avem toate șansele și avem marele avantaj că
suntem oarecum sub aureola lui Vespasian Pela. Înseamnă că trebuie să se întâmple la Iași. Normal așa ar fi. Și ar fi și promovarea ca atare. Uite, ne întâlnim la universitatea unde a predat. Și în România, da, sigur, că ați văzut, ați participat la dezvelirea bustului lui Vespasian Pela. Și sigur am găsit locul la liber acolo și este, cred, foarte, foarte bine plasat, pentru că statuia este chiar sub geamul amfiteatrului, de unde preda penalul special, sigur unde și eu predau astăzi, unde facultatea de drept are spațiile alocate. Am fost în egală măsură la congresul oamenilor de știință sau științe juridice, cum se numește. Da, Uniunea Juriștilor din România. Unde la fel sunteți vicepreședinte, din câte știu. Da, sunt și la Academia de Științe. Academia de Științe Juridice din acolo România. Acolo am fost tot la ASE. Cineva trebuie să fie, dar sigur desfășoară o activitate frumoasă Academia. Noi știm că în țară există Academia Mare, Academia Română, și patru academii de ramură. Adică științe medicale, științe da, agricole, oamenilor de știință, și Academia de Științe Juridice din România. Da. Sigur că toți sunt oameni de știință, unii de cultură, nu de științe exacte, dar slujim până la urmă știința, cultura, statului român și, în general, europeană. Da, e interesant. Și vine vacanța. Ce proiecte aveți în acest moment și în perspectiva până începe școala? Că din octombrie ne întâlnim din nou la școală. Vine vacanța, dar nu ieșim din ritm. Sigur, plec și o săptămână în vacanță, dar iau cu mine laptopul și aseară, la oră târzie, lucram. Și astăzi la fel voi face în continuare, adică dacă vrei cu adevărat să faci ceva, nu te uiți la ceas și zici gata, s-a terminat programul. Când te uiți la ceas, ai atitudine de funcționar care vrea să plece repede acasă. În domeniul cercetării științifice, în domeniul didactic, permanent, ne punem probleme, căutăm rezolvări, propunem soluții și ne bucurăm și ne menținem în ritmul alert al vieții profesionale. Am văzut postare pe Facebook, că sunteți un om mult mai vizibil în viața privată, între un avocat și un notar. Să vă trăiască familia și am văzut că vă mândriți cu copiii dumneavoastră. Acum, ce părinte nu se mândrește cu copiii lui? Noi avem bucuria că, le zicem copii, dar au 36 de ani, 27 de ani, sunt mari. Avem bucuria că unul e notar și cadru didactic, celălalt e avocat și cel mai probabil va lucra cu mine în cabinet, ne vom asocia și în felul ăsta discutăm și acasă și la serviciu și ne bucurăm pentru evoluția lor, pentru dezvoltarea și familie în general. Și după proiectele dumneavoastră sunt la fel, adică se întâmplă să fie așa o diferență de flux sau de dinamică de după terminarea școlii și, mă rog, după rectorat, pentru că atunci era atât de prins, încât nu neglijați ce a spus acum, dar era foarte mult, cred, era supra încărcare, supra solicitare. Sigur este un lucru, că nemai având atribuții manageriale, administrative, ai mai mult timp de cercetare științifică, de îndrumarea doctoranzilor, pentru a scrie o lucrare, pentru avocatură chiar, adică
nemai având funcția managerială, repet, nu înseamnă că s-a redus volumul de activitate. Doar că s-a schimbat accentul. Da, da, e mai multă încărcătură pe zona aceasta. Exact, exact. Ce să spun, eu sunt onorat că ne-am văzut astăzi, vă doresc succes în nou ciclu de emisiuni pe care ați promis că le susțineți în continuare, așa cum era programat, sâmbătă și duminica. Noi așa am convenit, așa facem. Așa facem, am aici un coleg pensionar, Max, care mie mi-a plăcut că fie că ați fost doctor honoris causa la Chișinău, fie că ați fost la diverse evenimente, așa, la Bălți, Max a oferit, a zis, dacă merge domnul rector și mă invită sau ne invită, eu mă ofer. E greu să rugăm alt coleg, că a ocupat camera. Această nișă. Această nișă, da. Da, eu îi mulțumesc și dumneavoastră vă mulțumesc. Până la urmă, nu faceți altceva decât să difuzați în public activitățile pe care le desfășurăm. Este canalul de comunicare sau unul din canalele de comunicare și sigur pe viitor vă vom invita, îl vom invita la astfel de evenimente. Legea pe înțelesul tuturor s-a dovedit a fi o temă de emisiune și noi vă mulțumim pentru abordare și complexitatea cu care prezentați această emisiune, pentru că noi fiind de utilitate publică, așa ne dorim, e binevenită o formă de dialog pe ceea ce are nevoie să știe omul simplu. Eu sunt atent la nuanțe, cred, și am auzit această expresie la multe personalități importante, chiar și din domeniul juridic. Da, cred că este o emisiune care merită a fi continuată și o vom continua împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă doresc concediu plăcut, o vară frumoasă, cu căldură și să plătească și în familie și să vă încărcați emoțional și profesional și cum vă mai doriți dumneavoastră, dincolo de temperatura care ne domină, poate chiar ne pune cumva în dificultate pe unii dintre noi mai păcătoși, ca să nu spun mai sensibili, și să ne vedem cu bine, de altfel demarăm emisiunile, chiar dacă e vară, și mizăm pe prezența dumneavoastră, fie că le imprimăm, fie că sunteți prezent săptămânal, așa cum am stabilit. Da, eu vă mulțumesc, vă doresc concediu plăcut în egală măsură și continuăm colaborarea și proiectele pe care le-am început. Iar postului de televiziune Telemoldova Plus îi doresc să-și găsească și mai bine poziția, locul în marea familie a canalelor de televiziune media și sigur îmbucurător este faptul că audiența a crescut, că v-ați poziționat bine în grilele maschere, ceea ce înseamnă că emisiunile dumneavoastră sunt apreciate de către telespectatori. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim celor care ne privesc la televizor. Mulțumim și un gând bun din partea echipei noastre. Sănătate. Și mă uit cu respect la cei de acasă, așa, care să înțeleagă că împreună vom fi mai buni și mai vizibili în ceea ce facem. Stimați telespectatori, să-i mulțumim domnului profesor universitar dr. Tudorel Toader pentru acest dialog. A fost o leacă de ceai, de fapt un pahar cu apă, pentru că și ceaiul acum, nu știu, trebuie să-l prepari, în anume fel, e o problemă cu căldura asta de afară. Vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută în continuare la emisiunile noastre și nu uitați, fiecare de sâmbătă și duminică, la orele 20, cum e programată emisiunea domnului Tudorel Toader, să fiți pe recepție cu Telemoldova Plus. La revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,